Dimineața este ora 5:30 de minute și plecăm într-o aventură. Mergem să vizităm celebrul templu de aici din Siem Reap, cel mai cunoscut din Cambodgia de altfel, Angkor Wat. Aventură care durează o zi, putem peste o suprafață foarte mare. Și începe de obicei la răsărit. Da. Așa că trebuie să ne grăbim pentru că avem un mijloc de transport inedit. Da, suntem cu bicicletele. Vine un drum destul de scurt. 3 km, 4 km. La timp. Sperăm să prindem răsăritul. Ora 5. Jumătate dimineața. Soarele deja începe să răsară. Noi nu cred că o să-l prindem de la templu, dar ne grăbim. Dăm pedale! Da, am fost și ne-am luat bilet. Biletul costă $37 de persoană. Da, un preț destul de mare. Unde? Pentru o zi. După un drum lung cu bicicletele am ajuns în sfârșit la primul templu. N-am înțeles sistemul lor. Casa de bilete e într-un capăt al unui oraș. Da. Am ratat răsăritul oricum, dar lumea pleacă, noi ajungem și lumea pleacă. Bine, important e că am pedalat și ducem o viață sănătoasă. Biletele se cumpără dintr-o altă locație diferită de templu. La 7 km am... Așa ne-a dat nouă Google-ul. Costul unui bilet e de $37 de persoană. Pentru... Și ai accesul fi întreagă la toate templele din complexul Angkor. Sunt mai multe temple, nu de unul singur. Așa, am ajuns și foarte frumos. Am găsit și mai multe aici la templu. Destul de patice. Da, da. Nu atentează la bunurile turiștilor. Andreea chiar avea o pungă de biscuiți în mâini, dar am băgat niciuna azi. Acesta este super impresionant. Are o suprafață de 208 hectare și a fost capitala Imperiului Khmer până în secolul al XV-lea. A fost construit în secolul al XII-lea și are o istorie destul de bogată. A fost inițial templu hindus, iar atunci când capitala a fost mutată, a devenit templu budist. Face parte din patrimoniul UNESCO și reprezintă o destinație foarte populară pentru turiști și este simbolul Cambodgiei. Datorită poziționării lui între vest și est, adică între viață și moarte. Și de asta s-a considerat a fi un templu al tranziției către viața de dincolo. Care am vrut să-l priviți. În tradiția budistă, încă și în yoga, se spune că înainte de a intra în starea de meditație, corpul trebuie să depună efort și atunci mintea se va liniști mult mai repede
Și pentru asta există scări atât de abrupte, să nu fie atât de simplu să intri în starea de meditație, ci să-ți pregătești corpul dinainte. Acum stăm la coadă ca să urcăm în acest templu, curios cum va fi. Așa că suntem odihniți, azi n-am făcut mișcare deloc. Hai, iubita mea! Tot templul este alcătuit în milioane și milioane de detalii, sortate manual. Este o piață incredibilă, în secolul 13. Să nu rădezi, mi-a venit o idee. Templul ăsta, cum e construit, așa, ziduri groase, mi-am gândit de Sucevita. Mai de ce poate, de ce nu? Sunt păstrate astea, nu? Bine, au semnificație toate. Păcat că nu știm numai. Acum stau la o mică coadă ca să coborăm. Care se vede templul Angkor fix cum l-am văzut și noi în poze. Secretele acestui templu încă nu au fost descoperite pe deplin. Sunt foarte mulți cercetători care lucrează la asta de zeci de ani de zile și încă nu au descoperit exact care a fost utilitatea acestui templu, care sunt semnificațiile din spatele tuturor sculpturilor din piatră pe care le-am văzut adineauri. Doar o parte dintre ele au fost identificate, însă în mare parte e un mister total în jurul acestui templu. E fabulos! Mergem în următorul templu, Angkor Thom se numește și pare a fi la o distanță mică de Angkor Wat. Vedem dacă... Pare. Așa și este. Foarte impresionant, deci chiar... Da, din altă lume. Foarte, foarte tare. Deci, ne-am trezit la ora 5 dimineață. Am zis că venim cu bicicletele să prindem răsăritul la templu. Dar, din păcate, l-am ratat. Data viitoare. Pentru că drumul a fost foarte, foarte, foarte lung. Cred că 7,4, 11 km? Mai mult, cred că 12 km cu bicicleta. M-am uitat pe Google Maps aseară, dar... Păi de-am stat. Casa de bilete e la... 7 km de templu. Repet, poate mai e una și n-am găsit-o noi, habar n-am. Eu am mers unde m-a dus Google Maps. Da, poate nici ăștia n-am dezvoltat foarte bine sistemul. Dar ne-am frustrat foarte tare, pentru că cerul era superb, superb. Da, era... bine, am apucat să filmez pe biciclete când eram.
Da, era așa un loc, era roșiatic, foarte mișto. Și presupun că s-a și văzut spectaculos de aici. Data viitoare. Da, acum am ajuns la un alt templu care se numește Fortom. Pe parte și de alta a podului sunt doar statui ale lui Buddha. Bayon. După un drum de sări de bicicleta față de celălalt templu față de Angkor Thom. La prima vedere pare și acesta magnific. Da, e diferit. Deja este ora 10, până acum chiar a fost mișto, chiar pare. Andrei, i-a fost frig. Da, e plin de turiști. Chinezi, 90% din ei. Am găsit un loc mai liber. Hai, soția mea, cămăruța noastră. Pentru că sunt structuri foarte mari în piață. Sau încă un templu, un alt templu. Da, de fapt Angkor e un complex de temple, nu e un singur templu. Se numește Takeo, da, Takeo Temple. Partea mișto e că nu sunt foarte mulți turiști.
Noi nu trebuie să luăm pe aici. Haideți să o recuperăm pe a mea soție. Urcau călugării ca să mediteze. Nu te uita în spate. Merit un pup. Nu mai fac pup. Asta. Hai să urcăm și aici. Da. Eu urc să văd. Biletele noastre de la Accor. Poză. Poză. Suntem la ora 5:30 dimineața. Asta ca să nu le falsifici, presupun. Da, ca să nu fac. Mi se pare un suvenir bun din Cambodgia. $37 bucata, e ieftin. Bine, chiar da, se merită, sincer. Da. Chiar ai o zi întreagă. Ai zis că e ok. Bine, Cambodgia, nu ar trebui să practici astfel de prețuri, plus că n-au toalete, n-au... Da, și majoritatea sunt contra cost, în condițiile în care plătești un bilet destul, da, de scump. Da, și fără apă, e mai complicat. Una singură, am găsit-o cu apă și gratuită. În condițiile în care am înțeles că sunt milioane de vizitatori anual. Da. De la an la an crește. Numărul. Numărul creștilor. Ia veniți. Și groși. Suntem la templul Taprom, vestit pentru copaci care cresc din piatră direct. A primit ce copac. Uite, acum au... Aici rădăcini din piatră. Uite aici, ăsta. Îmbrățișează un copac. Pot? Da, ia. Mă conectez cu energia ce? Copacului. Ia, priviți cum. E impresionant. Da? Da, uite ce interesant. Crescut peste pietre. Rădăcinile copacilor au acoperit pur și simplu vinurile de piatră. Parcă sunt niște copaci din ceară. Priviți și acest... celelalte temple pe care le-am văzut aici în complexul Angkor. Și
Da, cum au crescut. Cum au crescut printre ziduri, uite-mi. Să-mi dau seama că au mii de ani copacii ăștia, sute de ani. Fascinant, natura. A intervenit. Tipic. Da. În interiorul clădirilor cum sunt rădăcini. Da, aici s-a filmat Tomb Raider. Copacul ăsta a fost tăiat. Aceasta este doar o rădăcină. Cel mai gălăgios popor, chinezii, frate. Zici că surzi, țipă, mereu, în permanență. Ia vezi, Ana, ta vreun copac? Dar ăsta am fost, mai devreme. Da, a fost o zi incredibil de lungă și obositoare. Mai stăm puțin și ne îndreptăm spre casă, spre trebuie de odihnă. Am parcurs, cred că vreo 20 de km până acum cu bicicleta și mai avem încă 15 până la cazare. Dar e bine. Gata, plecăm acasă. A fost o zi lungă. Și abia ora 12. Da. Suntem de la 5 dimineața plecați. N-am prins răsăritul, cum a zis mai devreme. Da, l-am prins de pe drum, nu-i nimic. A fost o imagine frumoasă chiar și așa. Da, e foarte solicitant templul ăsta. Și dacă aveți timp, puteți să vă luați bilete pentru 3 zile. Să aveți timp să vă bucurați, să explorați fiecare templu, să-i aflați istoria. Că noi ne-ai impulizat. Deci abia aștept să ajung acasă să dorm. Oricum, noi l-am vizitat așa mai pe fugă. În primul templu am stat 3 ore în Angkor Wat, cel din, de la poarta de vest. Și, într-adevăr, acela e și cel mai spectaculos, dar și cel cu copaci crescuți în piatră, iar și e foarte interesant. Seamănă între ele toate, bineînțeles, ca și arhitectură. Seamănă cu templele din Bali, pentru că au o origine hindusă și cele de aici. Dar au și elemente noi din budist, ceea ce le face foarte interesante. Vizita noastră la Angkor se încheie. Angkor Wat. A fost o zi lungă, acum am făcut un val cu Andreea și am făcut 35 de kilometri azi cu bicicleta. De dimineață până la 1:30. Și plus pedalat prin temple, adică gândește că lăsai bicicleta la aproximativ 500 de metri de templu și perimetrul era destul de mare. Adică... Și noi suntem bicicliști, adică noi avem biciclete și noi chiar de anul în ciclu, pentru că nu îngrești. Bine, sincer, nu resim nimic, adică nu îngrești. Nu, e ok. Nu, no, bicicleta fără biciclete. Da, dar ea a dus, da, biciclete de oraș. Perfect. Per total, chiar a fost o experiență mișto, nu regret nimic.
aș mai repeta o. Cambodia și mănâncă capra prăjită. Da, de când am de Cambodia mâncăm doar mâncare. Pâine, am mâncat ouă prăjite, cremoși. Da, ne simțim ca acasă. Uh-huh. Azi ce ți-a luat? Am luat un burger cu pui, arată rău. Cartofi prăjiți și tu ce ți-a luat? Am luat crispy chicken. Da. Thank you. And medic, ta bere, rece, care costă 70 de cenți aici. Cum e? După 35 de km de trala. Cea mai bună mâncare, e. Pe această masă am plătit $11.50. Este casier. Da. Stai seama, 50 de cenți.